250 de asistenți medicali și medici din cabinetele școlare și universitare vor beneficia de gratuitate la transportul public în comun. Decizia a fost luată de municipalitate și are drept scop ajutorarea acestei categorii, care nu beneficiază de avantajele de care se bucură colegii din spitale. Practic, cadrele medicale ce deservesc elevii și studenții fac parte dintr-o categorie marginalizată mereu în ultimii ani. Au ajuns acum în subordinea Direcției de Asistență Comunitară după ce, anterior, au fost arondați Spitalului Sfânta Maria. De-a lungul timpului au făcut parte și din categoria transferuri, nefiind nici în subordinea Ministerului Sănătății, nici a Ministerului Educației. Pentru a le veni în ajutor, edilii vor să le asigure măcar transportul gratuit, mai ales că munca lor implică deplasarea de la o școală la alta sau aprovizionarea de la farmacii sau depozite farmaceutice. Edilii spun că gratuitatea la transportul public în comun nu implică o sumă foarte mare, mai ales că municipiul Iași se asigură și așa abonamentele a peste 56.000 de pensionari.